înțelegeți, asta e mașina pe care o ridică. Nu înțeleg, dar nu că... Mamă, cum sunt scaunele. Am eu ușa deschisă. Mai de capul meu! Salutare, fraților! Ăsta este un vlog mult mai special. Încep vlogul ăsta din mașină pentru că mă grăbesc. Este ora 8:57. Sunt îmbrăcat așa și am fața asta pentru că trebuie să merg la alergat. Pentru că în fiecare dimineață trebuie să mergeți la alergat sau să vă faceți pașii de dimineață. După care urmează să merg să ridic o mașină împreună cu Andy. E o mașină mult mai specială. Nu o să vă zic ce este. Probabil, de fapt nici nu știu dacă o să pun un titlu. Mă mai gândesc. Dar o să vă placă foarte mult. Aștept și eu, abia așteaptă și el. Mașina este nouă, mă rog, are undeva la 8000 de kilometri. Indiciu să vă dau așa, are puțin peste 500 de cai. Da, ieri am fost până acolo. Mașina a fost livrată de Titanic Auto. Am fost acolo să luăm actele din ea ca să putem să facem numerele roșii, RCA-ul și toate chestiile. Iar astăzi urmează să o ridicăm. La ora 9:30 el se duce și ia numerele. Și după aia ne vedem și noi cu el și o ridicăm de acolo, o să vedem reacția și a lui. Mă duc la alergat și revin după ce plec spre ei. Hey. Niggas ain't got respect. Niggas just got accept. I put that top left. I love my Crody to death. Hi Williams little ex. If you don't say it direct, give a fuck. Cine a vitaminele? Vreau să vă reamintesc să dați acolo un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți și să strângem la videoclipul ăsta undeva la 500 de like-uri. Sper că o să vă placă foarte mult. Îmi iau vitaminele, mănânc repede, o să-mi fac o omletă și după care plecăm spre mașinuță. Mamă, nu mai am răbdare, jur că nu mai am deloc răbdare. Încerc să mă grăbesc. Dar nu cred că-l văd eu până acolo. Te înălțuiești? Ia, că mă sună. Da, ne pici la ei. Băi, tu mă filmezi de acolo, mai puțin și-mi bagi camera în casă cu zoom. Bun. Salut, Andy. Salut. Ești pregătit să mergem? Da. Crezi că ne mai ceartă gardianul ăla? Pe tine, da. Da, ieri când am ajuns, tu ești arogant. Aveam camera în mână și face, cum ai zis, mă, gardianul ăla? Că, ce ați venit aici? Să pozați, să-mi filmați mie aici? Eu nu, domnule, am venit să ne ridicăm mașina. A, pe ce? Că nu, că după ce o ridicați, filmați voi cât vreți. Și după aia a văzut mașina și face, a, asta e? A, da, film asta, da. Aici, aici, în dreapta. Da, spune. Am venit să ridicăm și noi o mașină. Ridicați o mașină, băgați-o parcurile de prost. Cum ia și băiatul la fel? Las-o mai aici, pun aici lângă asta, dracu. Chiar asta e mașina, asta de aici. Aici. Mașina e chiar asta de aici. Da, înțeles, dar nu aveți voi aici. Păi durează, doar punem numerele și mergem. Nu, așa, sunt regulile aici, ce fac. Dați-vă jos, că stăm aici. Ne dăm jos și mută mașina imediat. Care mașină mută? Doamne. Aici, nu înțelegeți. Doamne, mă dau jos din mașină și mut mașina asta de aici. Ce, nu înțelegeți? Asta e mașina pe care o ridică. Nu înțeleg, dar nu, că așa sunt regulile. Păi și nu pot să mă dau jos aici? Dar poți să faci la curte, mai zic că mută mașina. Aia am zis că mută el mașina acolo. Ziceți că v-am venit să furăm. Take in advance, she wasn't going as planned. I put a shit in the van. She got a move with a friend. Her she went back to a man. Give a fuck. I just put a wagon in the driveway. You know I did. When I shoot my shot, it's the Kawhi way. It's going in. Me and Lil Sicko sitting sideways, breaking tens. Used to be an antisocial nigga, now I'm making friends. I just got a mansion out in Turks and it's a beach. Asta e mașina. Urmează să-i dăm primul start. Hai să vedem cum ia colț la Andy. Ia. Îi dau eu primul? Da, că vreau să mă dau afară. Vai de capul meu. Ah, ce arde. Avem și cheia. Trebuie să bag eu zdanul. Scuze.
Mamă, cum sunt scaunele. Vrei să te opănesc în sport? Nu, confort mai bine. Hai să luăm ușor. Deci am pus contactul. La asta nu mai merge să pui contactul. 3, 2, 1 și... Mamă, cât de silențioasă. Sute zece cai. Și ea deschide claveta. O deschidem? Hai, ia. Dar nu cred că s-aude nimic la relanță. Nu știu. Cred că era deschisă. Nu se aude nicio diferență. Cred că e lucrurile aici. 17-1. Ai auzit? Cât? 17-2. Bă, dar ce așa 11-8, mă. A, e bine, mă. Ce așa și goasă pe sus. A, bă, asta să fie problema. Doamne. Urcă-te și prima oară, mă. Hai, mă, urcă-te. Știi care e încărcător wireless? Ia să văd dacă merge. Nu merge. E de la husă. Te-ai suit în patru. Ce e asta? De la telecomenzi. Te-a uitat ăla ceva pe aici, de la porți. Probabil. Gen? Da, neamțul. Ce e asta? Sau e de la Valve? Avem acces la... Să vezi care are Armitrix. Cum ar da să vezi care are Armitrix? Șocată? Hai de viața mea, dă-te că tremur ca un căcat. Mamă, că ți-e lasă scaunul în jos, ești nebun. Depășit. Mă simt depășit. Stai că nu nimeresc lumbarul aici. Gata. Dar telefonul de ce nu se încarcă? Ba da, mă, se încarcă. Ba da, mă, se încarcă. Aia era, că nu se încarca. Stai. Trebuie să o dai, stai puțin. Dar cum, care e în locul aici? Nu e în loc, doar o dai în stânga. În dreapta, pardon. A, și ai la emulsi sau? Da, gata. Acum e în drive. Și ca să o dai în... Nu? În aer, în stânga și așa. Aha. Gata. Da? Ia, stai așa. Prima plecare. A, nu trebuie să faci asta. De ce? Păi zgârii parbrizul. Încă cum merge la spălătorie. Fă-ți oglinzile, fă-ți tot. Am făcut oglinzile. Aha, aici, în spate. Mamă, uite cum arată EM aici. Aoleu! Bă, cum e? Îi dăm? Ușurel. Prima plecare. Ce s-a auzit? Ușor. Vezi că e foarte brutală. Ce s-a auzit? Nu știu, ceva pe aici. 3. Vezi că e rece, să nu accelerezi tare, să nu... Că n-am mai fost pornit. Tot de 10 minute. Cât nu, încă e rece. Ce-i? Bă, nebune, uite că are 50 de grade. Ah, nici, da. Nici n-a urcat. Stai că până nu e liber, până în Brașov nu mă bag. Acum mergem la spălătorie, că e murdărică, și să o descoperim acolo, să vedem tot. Mamă, cum e? Asta pe telefon. De ce mi-a promis oriul ăsta? Driver Sim Behavior. Nu știu, n-am apucat să citesc. E rece, să nu accelerezi tare. Păi nu abia am apăsat. A, da. A, mi-au ușa deschisă, bă, cred. Ce dileu ești, bă, am plecat. Eu prest. Două din mers. Ei, nu știam de ce s-aude așa. Bă, dar la G20 nu mă lăsa să plec. Păi uite, asta nu e G20. 120 de newton. Vai de cap, mă. Deci am emoții. Zici că
tabacul. Eu transpiram mâinile pe volan. Ia uite cum e. Mamă, uite cum e pe volan. Transpiram mâinile pe volan. Trebuie să ții mânuși. Mamă, dar se încălzește super greu. Aia a început să urce acum puțin. La început urcă greu, după aia imediat la se încălzește. Mamă, cum sunt scaunele de frumoase. Cotiera cum e, măia? Ia uite cât asta e. Super. Știi ce îmi pare mie rău? Că nu se pune Bowers & Wilkins pe X4. Da. Arăta super tare. Și din nou platoanele astea mi-aș vrea să fie finisate în aluminiu. Alea? Da, da, știi de ce nu le-au pus ei de aluminiu? Că ci că e mai ușor. Weight reduction, da. Mă rog, cred că asta 5 e. 5 grame. Cred că e vrăjeală. Bă, nu e așa rigidă. E rigidă. E rigidă. E dată cu confort, nu? Da. E fix cum îmi place mie de rigidă. Păi fii atent de aici. Uite, motor e pe efficient, suspensia pe suspensia pe confort și direcția tot pe confort. Am început să simt rece la șale. De da. Abia așa să mergem pe circuit. O să urmeze, nu, e semafor. Planuri mari cu mașina. Primul lucru s-ar putea să fie un body kit. Una... A? Un... Nu spunem. Nu zicem, da. Nu zicem. Bă, numai, bă, motoarele de la BMW funcționează la capacitate maximă la 100 de grade, până atunci le faci rău. Nu la 50 de grade, mai ales că asta nepornită, nu știu cât ăștia, pardon, au mișcat ăștia pe aici, au pornit, au luat cold start, au oprit-o, să te bași tu pe banda cealaltă. Păi de ce? Păi asta e... E ce? Ia uite, ăla ia la foc mașină. Stai așa că trebuie să fac dreapta. Păi ești nebun. Îi dai mă puțin? Păi nu s-a dus la 100 de grade și mă cerți. Cutia. Eu nici nu știu să dau pe deci sport. Deci fii atent. Cutia este, are 3 trepte de schimbat. Aici e cel mai confortabil și aici e cel mai agresiv. Și se modifică de aici. Deci e confort, sport. Uite, acum și... e cel mai schimbă cât mai cel mai brutal. Păi stai că tu acolo ești doar pe confort, dar aici, ia uite, e mode. Oh. Hai de capul meu. Mamă, dar nu... Deci eu nu mai sunt bun de muncă, azi nu mai stă mintea la treabă. Băi, stă mintea la distracție. E genial! Stă mintea la distracție. Mi-ai dai și nouă tălpică după semaforul ăsta? Prima accelerare. Mă, am emoții. Dar tu ai mai mers spune cu emoții. Spune-i tu, doamne, spune... Da, spune-i, doamne, uite. Cât ți-ai luat? 4M. Bă, partea asta s-o tai. De ce, mă? 3, 2, 1. Vai de capul meu. Ușor că mi-e frică. Gogule. Respirat. Vrei mă să punem în sport? Hai. Stai. Deci, îi dăm pe... Bă, dar mi-a înghețat mâna. Oprește-mi asta. Aolo, stai puțin că a apărut track hole. A, nu. Ok. Acum e în sport. Ia uzi-o. Hai că am scos telefonul pentru că camera a intrat în overheat. Da, intră în overheat? Da. Suntem pe sport acum. Poți să te bagi pe dreapta cu schema ta, să știi. Ia. Dă-i. Vai de mie. Bă, nebune. Fuge de sub mine, mâncați-aș gura, da. Vai de mine cum e. Dă-i. Dă-i. Dă-i de Mihai. Ăsta e pe banda mea. Dă-i. Ei bine, fraților, asta e mașina de care vă tot spuneam și surpriza de zilele trecute pentru care vă tot pregăteam. Este un X4M Competition 2023, este faceliftul. N-are nici mai mult, nici mai puțin de 510 cai. Probabil v-ați luat acolo puțin clickbait în titlu, însă ăsta este YouTube-ul, trebuie să ne asumăm. Nu este mașina mea personală, este mașina să-i zic prieten, ești prieten? Dușmanului meu. Acum face caca. Vino cu acest. Nu, aia o tai. E mașina lui Andy, cam... Îl știți de pe toate vlogurile și
toate TikTok-urile mele. Stai că mi-am amortit aici. Te-ai lovit? Da. De mă jur. Deci nu a paralizat pe când de la noua mașină a paralizat, a luat o razna. Hai să vă dau o tură și o să facem un video special în care o să o prezentăm. O să vedem și cum este cu launch control. Nu? Ce? Ce? Când? Așa. Cum? O să vedem tot, mergem pe circuit, mergem peste tot. O să testăm, o să ne bucurăm de ea. Știai? Hai încoace, veniți încoace să vă arăt interiorul. Merge cel mai bine la un exterior full black. De cât? Nu vă mai zic, doar vă arăt. Four friends I know I hit at least one. Got a mall tanned and bought a pool and they greased up. Police in my city, man, I keep their pockets greased up. Me and Capo trying to leave our mark and piece the East up. Ain't nobody making too much money off the beef stuff. But I beef a rapper cause I'm never with the sweet stuff. Dacă aveți vreo întrebare legată de mașină, preț, orice, nu mai uitați să lăsați acolo jos în comentarii, pentru că răspund la toate comentariile. Și cel mai important, vă rog, haide cu subscribe ca să ajungem la 10.000 de abonați. La 10.000 de abonați o să vă pregătesc o surpriză și un giveaway destul de mare, pot spune. Până data viitoare, eu am fost Bisoi, el a fost dușmanul meu Andy. Vă pup, pa!